Le-am congelat câinilor înghețata făcută în casă. Dacă nu ați prins videoclipul, îl găsiți undeva pe canal, îl voi lăsa și în descriere. Așa arată, nu este foarte aspectoasă. În schimb, garantat este foarte gustoasă și foarte grasă. Este o combinație de smântână cu carne la conservă specială pentru câini. Carne care are și un jeleu, gelatină, ceva în ea. Voi încerca acum să scot câte un cubuleț și am să chem câinii să mănânce. Da. Stai, Onyx. Onyx deja e interesată de miros. Îl voi chema și pe Bruno imediat, numai să mă șterg un pic pe mâini, ca să pot lua și telefonul să-i filmez. Bruno, vrei Bobo? Este Onyx, se linge pe bot, a venit și Brunuțu. Bobo? Stai? Așa să nu fugi. Onyx? Bobo? E mai bună de la mine? Ei de obicei seara vin la înghețata mea când mănânc. Ia Onyx. Bruno este un delicat de obicei. O linge așa frumos, de data asta nu s-a mai întâmplat, pentru că este înghețată pentru câini și are un cu totul alt gust, normal, le place mult mai mult. Le voi mai da câte o bucățică, astăzi sunt 20 de grade în Scoția, adică este cald. Bruno este un sensibil la burtă de felul lui, e un câine, deși mai danez, tot timpul a avut probleme diverse de sănătate, de mic. Da, cam așa mănâncă câinii mei, înghețata de casă făcută special pentru ei. Așa că eu zic că merită încercat, mai ales că n-am băgat decât 3 linguri de smântână și câteva linguri de o jumătate de cutie de conservă pentru câini. Zi mai vor, băieții mei, da, mai vor pui lui mami. Nu mai avem, mai mâncăm și diseară, da? Vă mai dă mami și diseară. Când ne întoarcem de la plimbare și o să fiți încălziți de drum, da, de pe drum, vă mai dau. Ei sunt somnoroși, abia treziți din somn. Încă nu și-au băut cafeaua. Nici eu n-am terminat-o. Dar dacă s-au trezit, am zis să îi filmez să vedeți și voi cum se bucură de înghețata de casă și eventual să le faceți și voi cățeilor voștri, pentru că e o bucurie în plus pentru ei. Vă pupăm!